Salut și am găsit la un nou videoclip pe acest canal cu Roblox. Am văzut că videoclipul anterior cu Roblox a strâns destul de multe vizionări față de celelalte episoade, de exemplu de Terraria și bine, astăzi eu când filmez episodul ăsta, astăzi am postat poker, la Poker, deci nu știu cât o să strângă pe la urmă la Poker, dar Roblox a fost cel mai a predominat, să zic așa, canalul meu în zilele astea. Și am zis, hai să mai filmez încă unul, data asta avem foc, ăsta, de atât avem lavă și gheață, băieți, și avem aici două creaturi, avem cei înghețați și demoni, care, na, demoni de foc, logic, nu? Dacă mai vreți, puteți să mai facem, nu știu, cu data viitoare, gen cu zombie și scheleți, poate, mai văd că avem ceva aici cu biozmă, biomasă, ce e asta, bă, nu știu, prea mulți ochi au ce zice, biomasă, tumoare, Cyberscore, ăsta, Cybercore, ăsta, la ce. Sunt multe, știu că sunt multe rase ce ajung, dacă vreți facem cele patru rase, și asta ar fi o idee, și asta ar fi o idee, dar momentan, o să, azi, astăzi, cel puțin, o să facem gheață și lavă. Bun, cum începem? Avem aici doi piloni, da? Turnul de gheață, turnul de foc. Hai să zicem foc, nu lavă, în fine, nu contează. Punem așa, punem un turn de gheață în partea stângă, de obicei stânga. Așa, în partea stângă putem să zicem, punem și jumate, punem aici. Și un de ăsta de foc în partea asta. Și vom vedea că ușor, ușor, pământul ăsta devine de gheață, da? Se face de gheață, la fel ca în cealaltă parte, aici se face de foc. Da, ușor, ușor se arată pământul, să zic așa. Puteam să fac fertil, nu fertil, este deja fertil, dar să pun îngrășim un pe el să ce aici, știi? Dar nu cred că are sens, adică, ok, se vede bine, după aia oricum se arde tot, dar na, oricum se arde mai repede tot așa de fapt. Aș putea să pun așa doar în jur, ca să fie. Hai să fac și eu ceva aici. A, nebunul ăsta, în fine, ea. Așa, băi, iau ce aici. Cam strâmbe câul ăla, dar merge. Merge. Like. Iau ce aici, să dați like. Eu zic să-l ascultați, nu știu ce să zic, să-l ascultați. Bun. Noi o să punem, chiar dacă ăștia sunt oricum destul de mulți, ies destul de mulți, sunt 5 momente de față, 5 ăștia de foc și ăștia de gheață sunt tot 5. O să mai punem noi, o să punem, uite, o să punem, unde sunt, uite aici, o să punem de ăștia, ok, am revenit de aici cu autoclickerul. Bun, punem cam atâția de aia de gheață și atâția de aia de foc. Așa, acum ar trebui să predomine cam toată zona, ușor, 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 ușor. Ăștia, oricum, ăștia de foc o să se ducă peste tot, probabil. Nu o să se doară în zona asta, la fel ca ăștia de gheață. O să vreau să gen să fie peste tot, pe chiar uite, o să-i împrăștie acum. Peste tot, peste tot, peste tot, o să mă duc să nu-i duc pe altă parte. Deci punem peste tot. Așa, și punem și puștea peste tot. Atâți demoni. Și înghețați. Atât. Și acum sunt peste tot de vechi. Peste tot. Și la un dat o să deschid poarta. O să las să fac așa. Bam. Și o să se deschidă. Dar mai aștept să văd cât se plimbă ăștia. Ca să acapareze aici. O să dăm și noi niște speed. Hai să vedem. Din nou schema cu așa. Dau niște Sonic Speed și ar trebui să treacă acum anii foarte, foarte, foarte rapid. Treacă anii, încât aici să se înghețe tot și aici să ia foc tot.
Bă, e destul de satisfying. Adică vezi în partea asta că ia tot, efectiv tot foc. Iar în partea asta tot gheață. Este frumos, este frumos. Am ce să zic, chiar este frumos. Ia. Mai era puțin, mai puțin, mai puțin și o să fie peste tot. Uite, o să mai pun eu câteva de ăștia pe aici. O să fie mai rapid. Mai pun câteva ăștia de gheață pe aici. Da, ca să se facă mai rapid chestia asta. Oricum, probabil, în puțin timp o să fie totul gheață. Totul, totul, totul. Deja e gheață aici. Și aici e lavă. E foc. Nici nu mai știu unde e, uite-l. Asta e turnul lor, să zic așa. Bă, mai e puțin și se face tot. Mai țin momente față, a trecut, asta e ce suntem în 100 și un pic. Apoi și noi să ne expedeu și e full. Efectiv, e full. Aici e full, aici e full. În momentul față avem decât gen trebuie decât să spargem aici, să punem de asta varianta asta. Aici și cam ăla este. Este cam die pentru toată lumea. Vreau să abia aștept să vedem ce se întâmplă. Iar în partea asta vedem că s-au strâns extrem, extrem mulți. Uite, pe aici niște lavă. A, bă, nu, doar la foc. Ok, niște lavă, pe acolo nu fie foc. Și aici gheață, vedem că apar copaci, efectiv e gheață peste tot. Frig, 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 frig de mori. Și partea cealaltă e nebunie, 700 de grade. Bun, facem aici un spațiu între ele și ușor, ușor, să puțin time or 3. Să ne că se apropie, o să se găsească până la urmă, uite, zona 5, ca să ceva, oricum puteți să-l oprim. Hai, ușor, ușor. Era că pune oameni, ia, ce sunt doar că pune oameni. Da, ce-a făcut casă. A avut, dar nu, n-a reușit. Ok, și ușor, ușor se atacă. Ia. Am pus oameni, vezi. Au cam murit oamenii. Au cam mort oamenii. Bă, n-am ce să zic, e interesant. Dar nu e așa de cum credeam eu. Am crezut că o să fie bătaie de-aia mare, dar uite, asta aici și nu se bat. Multe sabii de foc, nu știu ce, sânge de foc, nemurire. Ăștia la fel, dar nu e. Nu se bat, nu se bat. Pot să pun râcă? Cred că pot să pun râcă. Este deja râcă, dar ce-ar fi dacă aș pune mulți zeci aici și mulți zeci aici? Ce părere aveți? Ia să punem pe pauză timpul și pun extrem de mulți zeci fix acolo la ei și extrem de mulți zeci de demon aici. Deci pun prima oară mulți zeci aici. A, tot. Și mulți ăștia aici. Și dăm start. Oh, mamă! Mamă, mamă, mamă! Ars tot, atacă tot! Atacă tot! Hai de por 5, normal că. Și cam asta se întâmplă. L-a fost distrus, imediat a fost distrus. Și ușor, ușor, toată zona asta se face
de gheață și ușor, ușor toată zona se face de foc. Deci, practic, invers. O să doar, e doar o chestiune de timp până când o să acapareze cei de foc locul ăsta și cei de gheață locul ăsta. Bine, nu știu dacă sunt atât de mulți încât să... Na. Presupun că dacă se grupează toți, au șanse să-i bată ușor, ușor, unul câte unul. Hai să... Mai rapid ăsta. Doar uitați-vă cât de rapid crește gheața, cât de rapid se extinde focul. Deci, nu, foarte interesant. Ia uite așa, uite, să duc pe aici, oamenii mei. Peste tot. Și așa cu focul, eu deja cu pe aici. S-au dus practic peste tot, dar ăștia cu gheață nu se lasă totuși, nici ăștia cu focul să fiu sincer. Adică, ok, sunt mulți aici, dar... Sunt curios dacă până la urmă o să se cu mai mult decât atât. Ia să vedem niște Sonic Speed. Văd că uite pe aici s-a băgat focul la înaintare. Oricum în mijloc n-are cum să ajungă. E foarte imposibil aproape. O bătaie pe aici. Observ aici. Cei de gheață încearcă să-și mențină zona. Ușor, ușor. Să prind puțin Sonic Speed-ul. Lăsăm doar la 5. Da, uitați că ușor, ușor. Așa înapoi zona. Cei de foc. Aș putea spune că cei de foc o să câștigi aici. Pentru că uitați-vă puțin cât spațiu au luat ăștia de gheață și sunt atacați constant de ăștia de foc. Și cât spațiu au ăștia de foc. Eu, sincer, au ăștia mai mult. Mai asta aici la intrare se pare că e cam predomină. Văd că, uite, se ușor, ușor se extinde, dar parcă vine înăuntru. Însă ăștia de foc s-au extins, uitați-vă până unde s-au extins. Și se bate cam cu toată lumea. Rezistă extrem, extrem, extrem de bine. Poate ar fi interesant să le pun niște turnuri. De exemplu, la astea de foc să punem pe aici niște turnuri astea de foc, mă înțelegeți? Și aici niște turnuri de gheață. O, nu știu, nu știu, uite așa. Și turnuri de gheață. E mai interesant. Chiar dacă probabil multe o să se distrugă instant, exact ce spuneam, multe se distrug instant. Da, însă nu știu care-i treaba, dar văd că ăștia de foc ori sunt mai mulți, ori nu știu care-i treaba, dar astea de foc au rezistat. Am pus 5 și doar una, doar două au fost distruse. Însă aici am pus nu știu câte și toate efectele sunt distruse. Dacă aș pune în jurul, aici cred că ar fi diferit. Dar ușor, ușor s-ar distruge, exact, da. Se pare că eu le dau dreptate acum cei de... Da, cei de foc sunt mult mai puternici. Deci aș putea să spun că ăsta e un win pentru cei de foc. Chiar e un win pentru cei de foc. No, efectiv, uite și tu câtă zonă au luat demonii. N-ai cum să spui că sunt mai slabi. Mai ales că, uite, toate turnele sunt distruse în afară de astea trei care sunt în gheață, efectiv. Bine, poate, dar că, uite, dacă e pus aici, e distrus instant. Gata. Asta e ce mai spun. Distruse toate. Și dacă pun de astea de foc, ia să punem asta. Hai să punem mai multe. Hai să punem, uite, în jur m-am făcut la fel. Hai să facem la fel, să... Poate e diferit, dar nu cred. Cred că se descurcă mai bine așa de foc. Ia să vedem. Da, uitați-vă și puțin că chiar așa este. Sunt distruse foarte puțin. Uite, ăsta e distrus. Aici nu e niciunul distrus, niciunul. Aici la fel, deci doar 1, 2. Două de astea sunt distruse. Și aici nu știu câte.
Ai, un mare win pentru ăștia. Un mare win. Da, asta este. Asta este cei de gheață au pierdut. Eu, sincer, țineam cu cei de gheață din cauza că gheață, a zis și mai albaștri, așa. Demonii sunt păcătoși. Demonii sunt păcătoși, au ăștia foc de... Uite, știu cât a luat, efectiv. Na, na, na. Mai ce campul ăsta a fost, o să terminăm în stil. În stilul nostru, să zic așa. Terminăm în stilul nostru. Da. O să ne activez toate astea și o să distrugem toată mapa în stilul nostru. Terminăm. Activez și autoclick-ul ăla, ar trebui să... Mamă, mamă, mamă. Mamă, lag time, băieți. Lag time. Gata. Atât. Asta a fost. Mamă. Sar bomba este cea mai puternică bomba. Ar fi interesant să dai cu meteorit. Yeah, să facem partea asta. LOL. Asta e ca minigun. În fine, acum e destul de lag din cauza că vine apa. O să-i sunge toată mapa, de fapt. Gata. Atât, atât. Da. Încă mai sunt explozii. Încă mai sunt explozii. Asta a fost, atât a fost. Băiți, sper că v-ați bucurat, sper că v-ați bucurat să vedeți explozii de astea și cine a câștigat totodată. Hai să recunoaștem că a câștigat focul. Avem puțin lag acum, dar ne apropiem și mai avem lag. Noi am fost Ariel, băi, dacă v-a plăcut acest episod cu foc și gheață, nu uitați acolo să apăsați butonul like, să strângem multe, multe like-uri, să vă anunț în caz că ați văzut. Bă, da, mă blui, nu mai am. În caz că ați văzut deja, eu am fost Ariel, băi, v-am lăsat. Pa, pa!